Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre cerc, și anume poziția unui punct față de un cerc. Să facem cunoștință cu Andrei și cu cățelul lui Rex. Bună, Andrei! Rex își apără foarte bine teritoriul când are musafiri. Andrei vrea să fixeze lesa lui Rex într-un țăruș de sol, în așa fel încât Rex să nu mai ajungă la ușa casei. Să ne reamintim. Un punct aparține unui cerc, deci punctul este pe cerc, dacă distanța de la punct la centrul cercului este egală cu raza cercului. Deci, având cercul de centru O și rază R, punctul A aparține cercului dacă OA este chiar egală cu raza cercului. Un punct este interior unui cerc dacă distanța de la punct la centru cercului este mai mică decât raza. Deci, în cazul nostru, avem cercul de centru O și rază R. Punctul M este în interiorul cercului pentru că segmentul OM este mai mic decât raza cercului. Un punct este exterior unui cerc dacă distanța de la punct la centru cercului este mai mare decât raza cercului. Deci punctul N se află în exteriorul cercului, deci este punct exterior cercului, pentru că lungimea segmentului ON este mai mare decât raza cercului. Lesa lui Rex are lungimea de 4 metri. La ce distanță de ușa casei să fixeze Andrei țărușul lesei pentru ca Rex să nu ajungă la ușă? Dacă lesa lui Rex are lungimea de 4 metri, înseamnă că țărușul trebuie să fie înfipt la o distanță mai mare de 4 metri față de ușa casei. De ce? Distanța maximă la care se poate deplasa Rex este lungimea lesei, adică 4 metri față de țăruș. Deci înseamnă că ușa casei, dacă notăm cu ce poziția ușii casei, CO trebuie să fie mai mare de 4 metri, care reprezintă raza acestui cerc. Ajunge Rex la jucăria lui dacă aceasta se află la distanța de 4 metri față de țăruș? Deci lesa lui Rex este de 4 metri. De asemenea, distanța de la țăruș unde este înfiptă lesa la jucăria lui Rex este tot de 4 metri. Deci avem cercul de centru O și rază 4 metri, e distanța maximă la care poate să ajungă Rex, iar jucăria lui Rex, punctul A, se află exact la 4 metri. Deci OA este egal cu 4 metri, raza cercului este tot de 4 metri, înseamnă că, de fapt, punctul A aparține cercului de centru O și rază R. Deci Rex ajunge la jucăria lui. Căsuța lui Rex este la un metru distanță de țăruș. Ajunge Rex la căsuță dacă lungimea lesei este de asemenea de 4 metri? Deci căsuța lui Rex se află la un metru față de țăruș. Deci distanța de la O, care este centrul cercului, punctul în care se află țărușul la casa lui Rex, este de un metru.
Știind că lesa lui Rex este de 4 metri, deci înseamnă că această distanță de 1 metru este mai mică decât lesa de 4 metri. Deci OC, care este egal cu 1 metru, raza cercului este de 4 metri, înseamnă că OC este mai mic decât raza cercului. Deci Rex ajunge la căsuța lui. Andrei și Rex ne mulțumesc pentru ajutor, iar noi vă propunem să rezolvați următoarea problemă. Spor la lucru! Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!